Muzica este tot ce îmi ghidează viața, spunea într-un interviu interpretul, compozitorul, dar și instrumentistul Anatol Roșcovan, înainte să fie răpus de o boală crâncenă în 2008, lăsând în urma lui o adevărată comoară artistică. Seamă-te ușor, ochii tăi de dor, ce mult mă-mi bate, fiorul cel straniu, dulce fior. Viața și activitatea lui Anatol Roșcovan nu a fost niciodată presărată cu flori. Și-a dedicat întreaga viață muzicii și familiei. Pasiunea lui Anatol pentru muzică a început în orașul natal, la Telenești, unde a absolvit școala de muzică, urmându-și studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, specialitate acordeon, colegiul fiind și locul unde a început dragostea lui pentru muzica ușoară. Cariera de instrumentist și-a început-o imediat după colegiu, în cunoscutele formații de muzică populară de pe atunci, Miorița și Mărțișor, concomitent făcându-și studiile la Academia de Muzică, Catedra Muzică Populară. Imediat după absolvirea Academiei, a fost invitată de artistul emerit Iurie Sadovnic să facă parte din formația Filarmonicii Naționale Legenda, alături de care a concertat în mai multe foste țări din CSI și Europa. A fost câștigător al mai multor competiții între grupurile muzicii de stradă. În 1987 a primit invitație de a se alătura legendarei formații Noroc, chiar de la maestrul Mihai Dolgan. Anatol Roșcovan a reușit să își întemeieze propria formație, Colinda, cu care a reușit să și înregistreze două discuri tocmai la Kiev. Din 1992, Anatol a fost angajat la orchestra radio a televiziunii naționale, în calitate de instrumentist, aranjor și solist vocal, unde a și activat până la sfârșitul vieții. Pe lângă activitatea muzicală, Anatol și-a înființat un studio, pragul căruia l-au pășit tineri talentați, astăzi nume mari ai muzicii autohtone și românești, precum Natalia Gordienco și Nicoleta Nucă. Oricum, mândria compozitorului cu siguranță este succesul fiului său, Ștefan Roșcovan, care îi calcă pe urme. Eu sunt alături de voi. Ar fi fost, de fapt el este, cumva acolo sus, eu sunt sigură că mereu o îmbrățișează pe femeia asta pentru că i-a rămas fidelă, face ce făcea el înainte, continuă să facă muzică și să îi adune prietenii la o sărbătoare. El nu e prezent, dar toți oamenii care l-au iubit vor fi alături de tine și de familia ta și de toată gașca. Salutare, Angela, salut, bine ai venit! Salut și bine te-am regăsit, frumoasă, energică, știi că îmi dai puteri când vin aici, de fiecare dată. Lacrimile îmi joacă în ochi, dar văd că tu zâmbești și ești așa mai... Trebuie. Mai, da, și trebuie pentru să că așa zâmbim. Ai făcut și tu. Păi da, parcă fac așa și câteodată, iată, când v-am văzut imaginele, parcă mă copleșesc așa niște emoții, dar trecem și peste asta. Da, trecem așa cum ai trecut, pentru că ai povestit pe canapeaua noastră momentele foarte grele prin care ai trecut și faptul că copiii au fost cei care te-au scos. Așa este, colegii lui Anatol, copiii și părinții mei, deci am avut un mare noroc ca să am așa oameni lângă mine și să pot trece. Fiindcă este foarte greu să te menții, știi, până la sfârșit. Și iată că ajung și la spectacol duminică, cu Doamne ajută, toată lumea mă telefonează, să știi că mă sună foarte multă lume, anume, iată, perioada aceasta, ultima săptămână, deci este plin, de fapt. O să fie o seară arhiplină. Și le mulțumesc artiștii consacrați cu care a lucrat Anatol și le mulțumesc foarte mult pentru că vin în acest spectacol pentru Anatol Roșcovan și pentru mine și pentru Ștefan. Ștefan o să aibă un reportaj că nu poate să vină, dar o să îi salute pe toți. Și asta e. Uite, de cât timp pregătești acest eveniment? Pentru că îmi dau seama că așteptai un motiv. De fapt, mă gândeam 2 ani în urmă, mă gândeam că uite, să ajung la 60 de ani al lui Anatol și vroiam să fac un spectacol. Dar iarăși te gândești că este foarte greu să organizezi un spectacol până, hai că telefonezi artiștii, clar că din respect o să spună că da, dar foarte mulți pleacă după hotare, sărbători. Și din luna decembrie am început încet, încet, încet pregătirile și iată că ajungem și la bun sfârșit.
Să sperăm că o să fie un spectacol reușit. De două ore și ceva, chiar două ori, peste două ori jumate, adică spectatorul să fie pregătit pentru... Sunt foarte mulți artiști și vor cânta, practic, foarte puțin câte două piese, rest toți câte una. În spectacolul vor fi și discipolii lui Anatol Roșcovan, este vorba de Adi, Cornelia Chisier-Ștefăneț, este o fetiță care Anatol foarte mult o iubea, foarte mult, chiar și din imagini se vede că o cuprinde la fiecare concurs internațional unde mergea cu Cornelia, deci venea cu premii bune și nu mai zic de Nicoleta, nu, că Dara, Mihaela Chisniencu, Ștefan, deci au fost așa o echipă de copii și Anatol se mândrea cu ei. Dar în spectacol vor fi și piesele semnate de Anatol pentru copii, care acești copii mari deja da, le-au cântat cândva și acum vor cânta copiii mei de la studio. Frumos. Am văzut imaginile și îmi dau seama că atunci când te-ai îndrăgostit de el, în primul rând te-ai îndrăgostit de ochii lui albaștri. Să zic, de când sunt îndrăgostită, deci, așa, să divulg un secret. Eram clasa 9, 8-a, 9-a și eu cântam într-un ansamblu, într-o formație de evrei la Telenești, că Telenești a fost plin de evrei. Da. Și când erau spectacole cu Colinda, iată, Anatol deja era în formația Colinda, veneau la Telenești, că toți băștinași de acolo și Valeriu Cordineanu și Aurica Anatol. Deci eu eram permanent pe acolo ca să merg la orice spectacol. Dacă era în satul meu Inești, veneam la Inești, era la Telenești. Deci acolo și eu era. Și nu numai Anatol Roșcovan, dar și Anatol Dumitraș și toți care mergeau. Deci eu eram prima acolo și tot absorbeam, știi? Foarte mult îmi plăcea și dacă te mai atingeai de artist, ai... Nu dormeai o săptămână? Sigur! Și uite așa, deci clasa nouă, de-aia mă uitam eu așa, zic, măi, ce-ar fi ca să cânt eu cu Anatol? Dar era doar un vis. Ca peste ani de zile, după ce am absolvit școala din sat și Elena Sârbu de la Soroc, am venit la Chișinău. Hai, și unde mergi? La Anatol Roșcovan. Prin Slavic Nistreanu am ajuns eu și la Anatol Roșcovan. Și iată așa a pornit o colaborare frumoasă. Care a trecut în copii! Care a trecut așa, da. Și... Nu știu, chiar priveam nopțile precedente, niște imagini ca să aleg pentru TV. La noi a fost o dragoste foarte frumoasă. Deci noi nu ne-am spus la fiecare pas, te iubesc, nu știu ce. Dar uite că așa, te uiți, tot ce faci e dragoste. Înțelegi? Nu știu, eu nu pot să găsesc un bărbat care să fie cu Anatol. Și nu vreau să-l compar cu cineva. Dar uite, nu merge. Încă nimeni nu s-a ridicat la nivelul lui, păi, uite, sau să fie cel puțin la el, ca el. Nu vreau să fie cântăreț, nu vreau să fie artist mare, vreau să fie un om simplu, dar să aibă suflet, înțelegi? Nu este și chiar care mă întreabă, dar nu te-ai recăsătorit. Păi, de 12 ani nu am găsit persoana potrivită și țin mereu la el și mă gândesc la el și el mi-e dragă. Și fac acest spectacol, fiindcă mi-e doar foarte mult de el. O femeie care încă iubește un bărbat, chiar dacă el de 12 ani nu mai este alături de ea, nu mai poate îmbrățișa și nu mai poate săruta, ea însă și de dragoste, zic, așa cum îmi place mie să cred, dragostea trece și peste spațiu și peste timp, așa că iubiți-vă oamenii din viața voastră cât timp sunt în spațiu vostru și în timpul vostru, ca să nu plângeți după. Astăzi tu ai venit cu una din discipolele tale. Așa este, deci și vreau să vă prezint pe Ariana Granda, care este și discipula mea, care a participat la mai multe concursuri, are și premiul mare, are și premiul întâi și doi, dar astăzi va cânta o piesă de-a lui Anatol Roșcovan, cu care a participat la Mamaia Copiilor, la compoziție, și a luat locul 2. Piesa se numește Vă iubesc și zbor. A cântat-o la concurs Mihaela Chisniencu, deci pe versurile marelui poet Grigore Vieru. Eu mi-amintesc cum Anatol Roșcovan era foarte bolnav la pat și mergeam la Grigore Vieru acasă și lucrau la text, la melodie și Mihaela a mers la Mamaia și uite, așa a luat locul 2, a cântat-o și Ștefan și astăzi o cântă Ariana Granda. Thank you.
cunoscut.